Un feliz sábado para todos mis hermanos. Un sábado binecuvântat, fericit pentru toți. Y que tengan una maravillosa tarde en la casa del Señor. Să aveți o după-amiază minunată în casa Domnului. Una vez más me siento tan privilegiado de estar en medio de cada uno de ustedes. Încă o dată mă simt atât de privilegiat să fiu în mijlocul dumneavoastră. Y en esta oportunidad quiero contar en breves palabras un resumen de mi experiencia cristiana. În câteva cuvinte aș vrea să vă prezint în ocazia aceasta experiența mea creștină. Agradeciendo la participación que me pudieron dar en su iglesia. Mulțumindu-vă pentru ocazia ce mi-ați dat-o să am acest timp în programul după-amiezei. Quiero empezar en aquel día cuando me encontraba como muchos de los jóvenes o de los hermanos que hoy están en la iglesia, algo desorientado. Deci aș vrea să încep cu acea zi în care mă aflam și eu, precum mulți alții dintre tinerii bisericii noastre, dezorientat. ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué haré? ¿En qué trabajaré? ¿Dónde iré? În ce ramură de studiu să mă dedic? Ce o să fie de viața mea? Ce o să fac? În ce direcție să o apuc? Hasta que llega el momento en que digo, seré un empresario. Până în momentul în care am hotărât, o să fiu un om de afaceri. Si tengo dinero, lo tengo todo. Dacă am bani, o să am tot ce îmi trebuie. Y es así que comencé a construir mi propia empresa. Așa am început să-mi construiesc propria mea afacere. Comencé a ganar mucho dinero en poco tiempo. Am ajuns să fac mulți bani în timp scurt. Tras arduo trabajo día y noche. Munceam ca disperatul zi și noapte. Y creí que había logrado este sueño tan anhelado. Și mă gândeam eu că mi-am văzut realizat acest vis cu ochii mei, vis pe care mi-l doream atât de tare. Estaba afanado en las cosas materiales, muy afanado. Eram prins, eram rădăcinat, foarte rădăcinat în lucrurile acestei lumi. Un día mis hermanas me dicen que hay un congreso cristiano en el lugar que yo estaba trabajando. Într-o zi, surorile mele mi-au spus că este o adunare de tineri în zona geografică unde era munca mea, unde aveam afacerea mea. Pero yo estaba concentrado en el trabajo. Problema mea e că eram foarte ocupat cu munca despre care vă spuneam. Sacar un tiempo para ir a un congreso cristiano. Ca să obții un timp, trebuie să-l iei de undeva și să ai timp, nu în felul acesta să ajungi la o adunare. Era muy complicado para mí. Era foarte complicat pentru mine. Cuando uno está metido en estos negocios, aprende que el valor del tiempo es el valor del dinero que tú puedes tener. Când unul dintre noi se amestecă în tipul ăsta de activități, își dă ușor seama că timpul înseamnă bani. Y es así que yo dije, no, no puedo ir. Așa tengo mucho trabajo. Le-am spus la surori, nu pot, sunt supraocupat. Mis hermanas insistieron, Adam, por favor, ve, tienes que ir. Surorile au insistat, Adam, dar musai să vii, trebuie să vii. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și cealaltă ți se vor da pe deasupra. Y es así que entre tanto pensar y pensar dije, iré. M-am tot gândit și până la urmă am spus, gata, mă duc. Pude estar en este congreso en Bolivia. Am putut să particip la acea adunare, era în Bolivia. Aún recuerdo la calurosa zona de Santa Cruz de la Sierra. Încă mai mi-aduc aminte de căldura grozavă a câmpiei din zona orașului Santa Cruz de la Sierra, așa se numește localitatea. Y cuando vi el lugar en donde se estaba haciendo la palestra, și când am văzut eu locul în care se desfășoară adunarea și prezentările și așa, me sentí motivado a tomar parte en una participación en este congreso. M-am simțit eu încurajat să fac și eu ceva, să particip în vreun fel în acea adunare. Vi unos jóvenes que estaban ensayando por ahí alguna música. Am văzut tineri că tot repetau cu instrumentele în pauze. Yo dije, oh, música, yo voy para allí. Și atunci am zis, ha, cu muzica e poarta pe care pot participa și eu.
Y me puse a cantar con ellos y formamos un cuarteto muy interesante. M-a apucat să repet și eu cu ei și am făcut noi un quartet foarte interesant. Y fue así que dijimos, cantamos, pues cantamos. Zice, da, și așa am cântat și pe urmă ne-au mai pus o dată și ne-au că le-au plăcut. Nos presentamos ese día para cantar y cantamos. Deci a fost în acea zi, ne-am prezentat să cântăm și am tot cântat. Me sentí contento, me sentí entusiasmado. M-am simțit eu bucuros, entuziasmat. Pero estaba dispuesto a ir a tomar mi asiento. Și eram dispus acum să mă duc și să mă așez pe locul meu din sală. En este día se encontraba el pastor, tal vez muy conocido por todos ustedes. Deci era în acea zi pastorul pe care cred că cu toți îl cunoașteți. Adrian Finaru. Adrian Finaru. El dice, stop un momento. Deci stai așa un pic. Quédense aquí. Rămâi aici. Necesitamos saber si ustedes que cantaron son bautizados. Vrem noi să știm dacă voi ăștia care ați cântat sunteți botezați. Yo agaché la cabeza. Mi-am plecat capul. Bautismo no me hablen. Asta cu botezul, nu-mi vorbiți mie de botez, lăsați-mă în pace. El insistió. Da, el a insistat. Preguntó más. A mai întrebat. Y nos hizo un llamado a tomar esta decisión en algún momento. Și până la urmă ne-a făcut această chemare să o luăm în serios, să analizăm și într-o bună zi să hotărâm asta. Si mal no equivoco, en esta oportunidad también estaba presente nuestro hermano Radu. Deci, dacă nu mă înșel, era și Radu la ocazia aceea. Y pude gozar de todo el evento en esta vez. M-am putut bucura de tot acel eveniment. Y hay algo que en mi mente quedó impregnado. Dar a rămas acolo ceva în inimă. Imprimat. Debo consagrar mi vida al Señor. Ar trebui să-mi dedic viața mea Domnului. Y comenzaba a trabajar. Și am început din nou, mi-am reluat activitățile. Debo consagrar mi vida al Señor. Dar în minte se tot învârtea această chestiune, trebuie să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Y seguí trabajando. Și mi-am continuat munca. Y cuando el trabajo crecía más, creștea afacerea mea, me di cuenta que necesitaba sacrificar todo lo cristiano que estaba en mi vida. Mi-am dat eu seama că trebuia, de dragul acestei activități a mele, să sacrific tot ce însemna creștinismul vieții mele. Necesitaba tomar el sábado también para trabajar. Trebuia să lucrez și în sabat. Y comencé a meter a la gente a trabajar y a hacer eventos el día sábado. Și am început să pun oamenii să activeze și am început să organizăm evenimente în sabat. Y el negocio crecía más. Și afacerea mea creștea. Y alguien me decía, Adán, tú ayudas a las personas en sábado. Cineva îmi spunea, da, tu îi ajuți pe oamenii ăștia în sabat. También Jesús ayudaba a las personas en sábado. Și Iisus îi ajuta pe oameni în sabat. Y yo decía, pues realmente, es así. Și eu gândeam, da, într-adevăr așa este. Pero hay algo dentro de mí y hay esa voz al oído. Acolo era un glas în mintea mea care mi-a spus que te dice, no es así. Că nu e așa. Y un día tomé mi Biblia. Într-o zi mi-am luat Biblia. Y encontré la historia de Jacob y Esaú. Și am găsit istoria, nu, întâmplarea cu Esau și cu Iacov. Y llegué a la conclusión que estaba vendiendo mi herencia eterna. Și am ajuns eu la concluzia că îmi vând moștenirea veșnică por un plato de lentejas en esta tierra. Pentru un blid de, cum se zice, de linte, mulțumesc frumos, un blid de linte aici pe pământul acesta. Entonces tomé mi maleta. Așa că mi-am luat geanta mea. Tomé mi Biblia. Și Biblia. Tomé mi guitarra. Și chitara. Y me fui del país. Și am plecat din țară. Dejando todos mis bienes. Și am lăsat în urmă tot ce aveam. Fui como había llegado al mismo país. Me fui como había
llegado yo al país. Da. Sin llevar deci nada. Am plecat exact în felul în care am și venisem în acea țară, adică doar cu o geantă în mână, cu nimic, cu alte cuvinte. Porque así como mucho dinero venía a mí, pentru că așa cum veneau mulți bani la mine, mucho dinero salía de mí. La fel și plecau banii de la mine, adică da. Nunca podía ahorrar. Niciodată n-am reușit să strâng. Y volví a mi país. M-am întors la mine în țară. Recordando que tengo que entregar mi vida a Dios. Amintindu-mi că trebuie să-mi dedic viața lui Dumnezeu. No fue fácil para mí volver a encontrar un empleo grande como el que tuve. Nu a fost ușor pentru mine să mai găsesc un câmp de activitate la fel de mare ca cel din care ieșisem. Pero decidí que mi herencia y mi riqueza está en el cielo. Dar am hotărât că moștenirea și bogăția mea este în ceruri. Y esa alegría de vivir en el cielo. Și bucuria aceasta de a trăi în ceruri. Me daba una paz y una alegría que no experimenté cuando tenía mucho dinero. Mi-a dat o pace și o bucurie pe care niciodată n-am avut-o pe vremea când aveam mulți bani. Y decidí bautizarme en el nombre de Dios. Și am hotărât să mă botez în numele lui Dumnezeu. Y comencé a estudiar un poco más. Și am început să studiez mai cu grijă. Y dije, con la ayuda de Dios me bautizaré. Și mi-am zis, da, cu ajutorul lui Dumnezeu o să mă botez. Y un día le digo a mi abuelito. Într-o zi i-am zis bunicului. Abuelo, si Dios desea, me bautizaré en este congreso. I-am zis bunicului, uite, la următoarea adunare mai mare o să mă botez. Y él me dice un momento. Zice, stai așa un pic. Dios si quiere. Dacă vrea Dumnezeu o să te botezi, nu spune tu ce o să faci. La decisión es tuya. Da. Oricum decizia e a ta. Y fue así. Și așa a fost. Que me preparé para este congreso que iba a haber en una ciudad de Tarapoto. M-am pregătit en el Perú. Că se apropia acolo la noi în Peru o adunare mare în orașul Tarapoto. Alisté mis maletas, mis cosas. Mi-am pregătit bagajele, geamantanele, toate lucrurile. Y estaba dispuesto a ir a aquel congreso. Și eram aproape gata să plec la acea adunare. Una semana antes yo viajaba a una ciudad. Cu o săptămână înainte acelui congres, mergeam într-un oraș. Me compré trajes, me compré una guitarra, una cámara para sacar fotos. Mi-am cumpărat haine, deci costum de haine, mi-am cumpărat o chitară nouă, mi-am cumpărat o cameră fotografică, deci un aparat fotografic. Voy a cantar, voy a filmar y voy a estar activo en este gran evento. Și mi-am zis, eu o să cânt și o să particip și o să fiu activ în adunarea care urmează. Tomé todo mi dinero. Mi-am luat toți banii cu mine. Hice algo bueno antes. Și am făcut ceva bun înainte. Compré el pasaje para este congreso en avión. Mi-am cumpărat un zbor ca să ajung în acel oraș. Y una semana antes. Cu o săptămână înainte. Viajando con todas mis cosas para una ciudad. Călătorind eu cu aceste toate lucruri cumpărate către un anume oraș. Fui asaltado por unos delincuentes. Am fost asaltat de niște bandiți. Quedé sin nada. Și am rămas cu mâinile în buzunarele goale. Ellos me apuntaron con muchas armas. M-au prins între pistoale. Y me llevaban en un auto a un lugar muy deshabitado. Și m-au dus cu o mașină, în felul ăsta, așa, ținut în șah, către un loc foarte puțin populat. Ese lugar era conocido por matar a las personas que se les asaltaba. Era cunoscut locul acela că acolo îi omoară pe cei pe care îi asaltează. Estaba yo y un amigo que no conocía a Dios. Eram dinpreună cu un prieten al meu care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Y él estaba así. Și el tremura săracul din toate încheturile. Y yo estaba así. Și eu eram liniștit. Da, cu pistolul în cap. Y les digo, me dan dos minutos. Și le-am zis, le-a zis la bandiți, îmi dați voi mie două minute. Atrás en el maletero del carro está mi guitarra. Pentru că în spate, în geanta mai mare, este chitara. Si me la dan,
Quisiera cantar para ustedes en esta ocasión y despedirme de mi guitarra. Zice, dacă aveți răbdare cu mine, dați-mi voie să iau chitara, să vă cânt ceva și pe urmă vă dau și chitara. Y ellos dijeron, está bien. Și au zis, ha, fine, ia să vedem. Bine. El jefe le dijo, trae la guitarra. Șeful dintre ei a spus, adu chitara. Revisa la guitarra. Verifică chitara. Si tiene un arma. Să nu cumva să aibă vreun pistol chitara. Me dieron la guitarra. Mi-au dat-o. Yo le dije, pare el carro. I-am spus, ia opriți mașina. Y me puse a cantar. Și am început să le cânt. Y cantaba, y cantaba feliz. Și cântam eu fericit. Y uno se acerca y me dice, ¿qué es, no tienes miedo de morir? Zice, băi, dar ție nu ți-e frică de moarte? Y otro le dice, espera, déjalo cantar. Alaltul îi zice, lasă-l mă să cânte. Y yo seguí cantando. Și eu cântam, am tot continuat să cânt. Y ellos agacharon la cabeza. Și-au plecat capul bandiții. En un momento yo terminé de cantar. La un anumit moment am terminat cântarea. Y nadie se me apuntaba. Nu mai era niciun pistol îndreptat spre mine. Y todos tenían la cabeza abajo. Toată lumea cu capul în jos. Y me dicen. Și mi-au zis. Cuánta pena nos da asaltarte. Mai ce dificil ne rămâne noi acum să te asaltăm. El jefe dice, volvemos. Șeful a zis, plecăm. Guarden las armas. Puneți pistoalele la loc. Y me dijo, și mi-a zis, aun con todo, te vamos a robar. Deci chiar cu aceste, mă rog, noi detalii, tot o să te furăm. Pero no haremos contigo lo planeado. Dar nu o să mai facem cu tine ce aveam noi de gând să facem. Tu te puedes ir. Poți să pleci. Y yo bajé con mi amigo. Am coborât cu prietenul meu. Él no podía ni caminar. Nu putea săracul nici să meargă. Y cuando ellos se fueron, și când ellos quién? Los ladrones se fueron. Y el, no, el otro, amigo quedó conmigo. Con, él fue și salvado. Când a plecat, când au plecat bandiții, él me dijo, ¿qué tienes que no temes la muerte? Eu am rămas cu prietenul meu, deci nici pe el nu l-au luat cu ei. M-a întrebat prietenul meu, măi, ce ai tu că nu ți-e frică de moarte? Yo le dije, și am zis, porque mi vida está en las manos de Dios y no en las manos de estos ladrones. Pentru că viața mea e în mâna lui Dumnezeu, nu în mâinile acestor bandiți. Después de esto, fui internado en un hospital porque aún con todo mi cuerpo sufrió. După treaba asta am fost internat într-un spital pentru că cu tot ce v-am povestit, tot am suferit eu într-o oarecare măsură. Y tuvieron que sacarme el apéndice porque tuve una apendicitis. Am trebuit să îndepărtez apendicul, deci făcusem apendicită. Yo estaba en el hospital. Și eram acolo în spital cu tot felul de conectări. Tengo que bautizarme. Și mă gândeam, măi, trebuie să mă botez. El enemigo no puede contra mí. Și mă gândeam, oricum vrăjmașul nu poate să mă oprească. Porque mi fortaleza está en Dios. Pentru că puterea mea e în Dumnezeu. Y fue así que fui a este congreso. Așa că postoperatoriu m-am deplasat eu la congres. Con la poca ropa que tenía, cu vieja, cu doar câteva haine vechi pe care le aveam. Dios me enseñaba humildad. M-a învățat Dumnezeu smerenia. Para entrar al reino de los cielos no se necesita tanta pompa, tanta gloria. Deci, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu-i nevoie de atâta pompă. Adică, oricum, alea noi le pierduse. Y fue así que fui a bautizarme. Așa că așa am ajuns eu la adunarea la care mă botezam. Y por la gracia de Dios fui bautizado. Și prin harul lui Dumnezeu m-am botezat. Luego de esto, după aceea, decidí que mi vida debería continuar en las manos de Dios y también en el sustento de esta tierra. Am hotărât ca viața mea să continue în mâinile lui Dumnezeu și susținând lucrurile acestei lumi. Intenté muchos trabajos. Am încercat diverse locuri de muncă. Y mi mamá me decía, hijito, tienes que colportar. Și mama îmi zicea, ar trebui să ieși la colportaj. Pero cómo los colportores están flacos, cansados, ropa vieja. Dice, da, dar toți colportorii o duc rău, sunt așa slabi
și cu haine vechiuțe pe ei și vai de ei. Cum o construire mi casa? Cum o tendre mi carro? Cum o tendre sustento? Cum o să-mi fac eu casa și o să-mi cumpăr mașina și așa din, mă rog, câștigul unui colportor? Hasta que llegó el momento. Până într-o zi. Que también me decidí a colportar. Când m-am hotărât să colportez. Qué vergüenza tocar las puertas. Ai, ce rușine să bați pe la porțile oamenilor. Para venderle un libro. Să le vinzi o carte. El primer libro lo quise regalar. Prima carte și n-am fost în stare să încerc să o vând, am dat-o cadou. Pero el compañero me decía, tenemos que venderlo. Colegul meu de colportare zicea, măi, trebuie să vindem. Eu zic, deja el libro, vámonos. Lasă cartea, lasă, mergem, plecăm, lasă-mă. El dijo, hay que vender el libro. Hai să vindem, hai să vindem. Y vendimos el libro. Am vândut până la urmă. Y tuvimos la plata en la mano. Am primit banii. Y ayudamos a la persona. Am fost de ajutor acelei persoane. Que nos abrazó y nos dijo muchas gracias por traer este. Care persoană ne-a îmbrățișat și ne-a mulțumit insistent. Yo dije, wow. Și am zis eu, wow. Y comencé a la otra casa. Am mers la următoarea adresă. Y dejamos otro libro. Am mai lăsat o carte. Y dejamos otro libro. Și încă o carte. Y después le dije a mi compañero, déjame solo para dejar los libros. Și atunci am spus colegului meu, lasă-mă singur să las cărțile. Estamos mejor así. Era mai bine așa. Y Dios me bendijo mucho. Dumnezeu m-a binecuvântat tare mult. Y me di cuenta que el reino de los cielos. Și mi-am dat eu seama că împărăția cerurilor. También se puede acompañar en esta tierra. Con las grandes bendiciones. Se poate experimenta aici pe pământ însoțită de mari binecuvântări. Cuando estamos de la mano de Dios. Când suntem noi în mâna lui Dumnezeu. No ganaba tanto como en la empresa. Da, nu mai câștigam cât câștigam înainte în afacerea de care vă vorbisem. Pero me sobraba mucho más en la billetera. Dar îmi rămânea mult mai mult în portofel comparând. Es así que viajé a Brasil. În felul acesta am călătorit în Brazilia. Donde colportaje es aún más intenso. În țara în care colportajul este și mai intens decât la noi. Me fue tan bien. Mi-a mers bine. Que un día me encontré con un pastor que me invitó a estudiar la escuela misionera en Uruguay. Că m-a întâlnit un pastor și mi-a zis, de ce nu vii tu să studiezi la școala misionară în Uruguay? Me dijo, tu necesitas ser un obrero. Ar trebui să devii un lucrător pentru Dumnezeu. Y le dije, yo? Și am întrebat eu? Sí, tu. Da, tu. Y es así que yo tomé una vez más mis maletas. Așa că mai mi-am luat atunci geamantanele. Y me fui a Uruguay a estudiar la escuela misionera. Am ajuns în Uruguay la școala misionară. Por la bendita gracia de Dios. Prin harul lui Dumnezeu, binecuvântat. Hoy soy obrero del campo uruguayo. Astăzi sunt lucrător al câmpului din Uruguay. No saben lo feliz que me hace ver a tantos hermanos aquí. Și nu știți cât sunt eu de fericit să vă văd pe dumneavoastră toți frații aici. De ver a tantos jóvenes aquí. Să văd atâția tineri. El país uruguayo es ateo. Uruguayul este ateu ca țară. Duro de servir. Și este complicat să slujești pe Dumnezeu. Ganar un joven para Dios. Ca să câștigi un tânăr la Dumnezeu e lucru extraordinar de mare. Y me sentiría feliz. Și m-aș simți fericit. Si tuviera todos estos jóvenes allá en Uruguay. Dacă aș avea cu mine toți tinerești acolo cu mine în Uruguay. La música. Și cântatul. Los instrumentos. Și instrumentele. Yo sería muy feliz. Aș fi eu foarte fericit. Deben aprovechar los talentos que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Să folosiți toate darurile cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Trebuie. Deben aprovechar la bendición que Dios les ha dado aquí. Să vă folosiți de această mare binecuvântare pe care Dumnezeu v-a dat-o aici. En Rumanía. Aici în România. De servir a Dios. Să slujiți lui Dumnezeu. Con muchos compañeros más. Cu însoțiți de și mai mulți colegi de-ai voștri. Podría enseñarles algunas cosas que estuve haciendo allá, pero el tiempo es corto. Nu mai ne permite timpul să vă mai spun din lucrurile pe care încercăm să le facem noi pe acolo. Pero con la ayuda de Dios. Însă prin harul lui Dumnezeu. Abrí una escuelita de música. Am deschis o școală micuță de muzică. Y las personas que no querían abrir la puerta para el mensaje. Și acele persoane care nici cum nu voiau să deschidă poarta, să mergem noi să le
spunem despre Dumnezeu. Ellos vinieron a buscarme en la iglesia para aprender música. Au venit ei de bună voia lor la noi la biserică să învețe muzică. Y fue así que hice un coro con jóvenes ateos. Și așa s-a întâmplat că am format eu un cor cu tineri și cu copii atei. Y los que decían que no creen en Jesús. Acei copii care ziceau noi nu credem în Dumnezeu. Terminaron cantando el aleluya en la iglesia. Au ajuns să cânte de Handel. Au ajuns să cânte Aleluia de Handel în biserica Domnului. Fue entonces que creí en un Dios verdadero. Așa am crezut cu adevărat într-un Dumnezeu adevărat. Existe un Dios eterno? Există un Dumnezeu veșnic. Y existe un Dios que cumple lo prometido. Și există un Dumnezeu care împlinește ce a promis. Cuando tú y yo cumplimos nuestra Când parte. Tu și cu mine ne facem și noi bucățica noastră, partea noastră. Dios los bendiga a todos ustedes. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Y aprovechen las oportunidades de estar en un país creyente. Folosiți-vă de ocazia, de binecuvântarea de a trăi într-o țară credincioasă. Y aprovechen los hermosos talentos que Dios les ha dado a todos. Și folosiți-vă de talanții sau talentele pe care Dumnezeu vi le-a dăruit din belșug. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Y quiero cantar una canción. Și acum vreau să vă cânt que resume un poco de mi vida. O cântare care rezumă într-o oarecare măsură o parte a vieții mele. Y es titula Por ti seré. Și titlul acestei cântări este Aceasta voi fi pentru tine. Porque solo por Dios podemos ser lo que deseamos ser en él. Zice doar prin Dumnezeu, nu? Por ti. A través de ti. Da, îmi cer scuze, am pierdut o nuanță. Prin tine voi fi. Deci explica fratele că, într-adevăr, singura posibilitate să devenim ceva pentru Dumnezeu este prin puterea Lui. Asta e tema cântării.